Curtea, grădinile și parcurile mănăstirii Feredeu din județul Arad au fost măturate de o puternică viitură venită de pe dealurile din jurul lăcașului de cult. Șuvoaiele au dislocat nămol, pietri și lemne. Drumul care duce spre schitul mănăstirii a fost blocat aproape o oră. De altfel, zeci de curți și grădini din comuna Șiria au fost inundate și două podețe rupte. Uite ce aici! Au intervenit mai multe echipaje ale serviciului voluntar pentru situații de urgență Șiria. Au venit dintr-o dată, așa? Da, au venit dintr-o dată, pe 20-25 de minute, cu ploaia torențial. Se s-a adunat aici de bătăți de sanță în valea asta. Au adunat lemne, aici se confunda podurile. Văzut o cantitate foarte mare de apă, adică a fost o ploaie foarte puternică pe dealurile Șiriei. Am trimis un bulu excavator unde s-a undat podul și într-o jumătate de oră s-a retras apele. Am continuat cu spălatul drumului pentru că a fost mult nămol. Și în București a fost vijelie și a plouat torențial. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt și 4 mașini au fost distruse. 27 de județe din estul și vestul țării, dar și din zona meridionalilor, sunt sub avertizare cod galben de vânt puternic până la ora 21. La noapte vremea se va răci accentuat, iar temperaturile minime vor fi negative în depresiuni.